un cuvânt despre maestrul Marin Constantin ar trebui identificat cu un cântec, așa cum a fost întreaga sa viață timp de 8 decenii. Din cântec s-a alcătuit copilăria și adolescența sa, apoi spre cântec i s-au îndreptat visele de tinerețe, urmărind și învățând arta celor mai înainte mergători ai artei corale, universale și românești. Este adevărat, acum deja mulți ani, ideea de cântec s-a identificat în timpul tinereții mature cu simbolul madrigalului, gen al renașterii și arhitectura corală românească contemporană. Cum s-au împletit aceste țeluri? Nu este greu de explicat cunoscându-i personalitatea, așa cum am avut și eu privilegiul, mai întâi ca spectator, dar și coleg cu cei din tâi madrigaliști, apoi în calitate de cronicar și de prezentator al concertelor madrigalului, începând de pe la mijlocul anilor 70 și oarecum mai târziu, ca autor al celei de-a treia monografii dedicate maestrului și muzicienilor săi, Madrigal sau Magia Sunetelor. De multe ori, ascultând și privind, am căutat să pătrund mai aproape taina acestei relații între dirijor și cor, sau, mai bine zis, oamenii cântători. Nimic nu aparține tradiției didactice academismului. Maestrul Marin Constantin a inovat în chiar miezul capodoperelor, dând de altfel un înțeles de universalitate simbolului de madrigal care, de la arta sa, a pătruns în toate epocile și stilurile de creație. A cânta madrigal se potrivește ca apreciere ale interpretării pentru vechile documente bizantine, dar și pentru colinde, pentru capodoperele cultice renascentiste, dar și pentru opere clasice sau romantice, pentru bijuteriile tradiționale românești sau pentru creații ale ultimilor ani deschise avangardei. Mereu am descoperit adevărul de simțire, cultul pentru perfecțiune ca principiu, judecata dreaptă pentru înțelegerea muzicii alese. Maestrul Marin Constantin și implicit muzicienii educați sub gestul său au devenit stindardul luptei pentru fericirea celor ce trăiesc în preajma lor. Marin Constantin este un cavaler al artei, a cărui faimă internațională vine din felul în care apără viața cu armele frumosului și binelui, îndeplinindu-și astfel o misiune cu har nobil și mistic în dimensiunile unicității.